În anul 1902, Titu Maiorescu a consemnat importanța manuscriselor eminesciene și a predat volumele Academiei Române din București. În 1988, specialiștii din Iași și Botoșani reușesc să ducă la bun sfârșit misiunea de a le copia și preda Muzeului Literaturii Române din Iași. Caietele de notițe ale lui Mihai Eminescu reprezintă un adevărat laborator de creație. Însemnările și tăieturile dovedesc munca asiduă depusă de poet pentru a găsi forma perfectă pe care noi astăzi o apreciem și o gustăm din plin. Este, deci, o imagine completă a interiorului pe care Eminescu nu-l punea la dispoziția tuturor, pe care nu toată lumea îl cunoștea, a proiectelor sale intime, a lecturilor sale imense și a tuturor cunoștințelor sale care au rămas și rămân uimitoare pentru cel care parcurge astăzi aceste pagini. Este o experiență uluitoare. Reprezentanții Muzeului Literaturii Române vor să amenajeze și o bibliotecă în care aceste manuscrise, dar și alte documente, să poată fi studiate. A fost o întreagă echipă, până la urmă, care au reușit să facă aceste copii. Ele n-au fost până acum expuse publicului în maniera asta, adică să poată fi consultate pe loc, să stai să răsfoiești. Au fost foarte multe lucruri interesante, fiindcă nu, în primul rând, s-a lui Eminescu. Și noi ne-am gândit că ar fi bine, dacă tot le avem la noi în depozit, să facem un colț, o mică bibliotecă, câteva scaune în care vizitatorii, sau nu neapărat vizitatorii muzeului, cei care vor să vadă efectiv doar caietele, pot veni pe loc, răsfăi, consulta, fie de curiozitate, fie din interes profesional. Binecunoscutele caiete eminesciene sunt expuse la Muzeul Mihai Eminescu din Iași pe o perioadă nedeterminată. Orice doritor le poate răsfoi în voie.